Salutare, oameni buni, sunt Andruc, azi la Chasing Bets. Biletul de ieri a fost pierzător, din păcate am avut pariul pe Real Madrid să dea două goluri biletul pe care l-am pus marți, iar biletul de ieri jucasem 36 goluri. Real Madrid a jucat o partitură defensivă, au jucat doar să protejeze avantajul ăla mic din tur. Pentru astăzi, joi, vom juca din Europa League. AS Roma cu Brighton. AS Roma o echipă foarte puternică, mai ales acasă. În ultimele 15 meciuri de teren propriu, Roma n-a pierdut decât un singur meci cu Inter, 2-4. În rest, 12 victorii, 2 egaluri și o înfrângere. Iar dacă luăm Brighton în deplasări, are ultimele 5 meciuri, are 4 înfrângeri. Eu zic că Roma are clar prima șansă, dar voi juca 1x aici. Cred eu că are o șansă, acest pariu, 99,99% ar trebui să iasă. 1x la cota de 1,35. Apoi, următorul meci îl voi juca tot din Europa League, Marseille cu Villarreal. Marseille e o echipă permisivă, o echipă destul de haotică, destul de naivă, nu are cine știe ce apărare, a pierdut meciul multe și în campionat, primește goluri, e undeva în afara locurilor de Europa, în campionat. Villarreal este undeva, da, în a doua jumătate, a mers rău Villarreal, dar e o echipă deschisă, cu joc foarte, foarte deschis, se duce în atac destul de... are un joc foarte deschis, ofensiv, și cred că vor fi goluri. Marseille a făcut și în faza 16-milor, a făcut cu Shakhtar 2-2 și 3-1 în cele două meciuri. Villarreal a intrat direct în această fază a optimilor pentru că a câștigat grupa în grupa de Europa League. Așa că eu zic că Villarreal are toate șansele să marcheze. Am jucat Villarreal marchează, cotă de 1.40. O cotă bună, Villarreal să marcheze și aici pariul peste 2.5 la 1.75. Cred că ar fi bun de încercat. Eu am jucat marchează Villarreal și meciul 3 m-am dus la AC Milan cu Slavia Praga. M-am gândit așa, AC Milan clar e favorită, este echipa mai bună, acasă a jucat foarte bine, este pe o poziție bună în campionat, undeva locul 3 sau 2, fără griji de a fi scoasă din acele prime 4 poziții, așa că și în Europa cred că va juca bine. Milan a avut și un meci în 16-mi cu Rennes, a câștigat 3-0 acasă. Milanul ar trebui să domine jocul, cred că vor fi și peste 4 șuturi. Milan are 1.40, eu am jucat 1 solist, sunt ferm convins că Milan nu țintește să câștige Europa League, așa că joc 1 solist aici. Ăsta este biletul, cotă 2.68, avem AS Roma 1x, să nu piardă cu Brighton, Marseille, Villarreal, Villarreal să marcheze, iar Milan să câștige cu Slavia Praga. Cota 2.68, ăsta e biletul meu, o să joc 7 unități și atenție, o să joc și un marcator. Eu o să merg la AC Milan cu Slavia Praga. Loftus Cheek am văzut că a marcat și în campionat, a început să marcheze, așa că eu îl voi juca pe Loftus Cheek la pariurile pe jucători. Loftus Cheek să marcheze, am văzut că are o cotă măricică, cotă de 3. Aceasta o voi juca single cu 2,5 unități. Astea sunt ponturile mele. Boris Baftă și ne auzim data viitoare.